Da. Toma Cocone a pus steagul României pe harta cele mai dificile competiții de anduranță din lume și a încheiat pe locul 11 la cel mai dur concurs, reușind să străbată pe jos a un zbor cu parapanta peste 1100 de kilometri. Iar traseul nu a fost deloc ușor, a început la Salzburg în Austria și a traversat Alpii până la Monaco. De altfel, este singurul sportiv care a participat la toate edițiile concursului. Și pentru toate acestea, Toma a avut un stagiu de antrenament în Himalaya, unde a reușit să stabilească un record de distanță la zborul cu parapanta. L-am cunoscut atunci, doar că avem din nou motive să-l declarăm eroul zilei la Antena 3. Bine ai venit și felicitări, Toma! Bine v-am găsit! Pentru mine este science fiction ceea ce vorbim noi în aceste momente. Explică-mi, te rog, cum se desfășoară această competiție și cum ai reușit 1100 de kilometri pe jos sau cu parapanta? Da, anul ăsta a fost a 8-a ediție de Red Bull X-Alps. Eu particip de 16 ani de zile. Sunt veteranul competiției. Regulile sunt dure, dar și simple în același timp. Se pleacă din piața Mozart din Salzburg, se străbat 8 puncte de control, cum a fost anul ăsta în Slovenia, în Germania, la Zugspitze, în nordul Italiei, la Monte Baldo, Mont Blancu, cunoscut, da. Matterhorn, recunoscut în Elveția, și coborât pe Costa de Azur la Monaco. 1138 de kilometri aerieni. Anul ăsta, ca să finalizez cursa, a trebuit să zbor în jur de 900 de kilometri și am alergat 900 și ceva de kilometri, cu mii de metri diferențe de nivel. A fost o cursă tehnică, după și o cursă grea, a fost cea, și de organizator declarată, cea mai grea etapă de până acum. Câte zile a durat în total această cursă? Și vreau să te întreb dacă au fost și momente dificile în care te-ai gândit să renunți. Nu, n-au fost momente dificile în care a trebuit să renunț. Au durat 13 zile competiția. Am plecat în prima zi pe o vreme ploioasă, o vreme dificilă. A doua zi, după amiază, s-a început să se ridice norii și să facă vreme frumoasă de zbor. Imaginile sunt senzaționale, doar că văd diferențe foarte mari de climă, bănuiesc că și de temperatură, și de asta mă întreb cât de greu este pentru un sportiv să treacă prin toate aceste schimbări, în condițiile în care bănuiesc că și efortul fizic este unul extraordinar. Da, plecăm la diferențe foarte mari de temperatură, cum a fost în piața Mozart la plus 20 de grade și noaptea deja eram la temperaturi nule, unde am avut și lapoviță și ninsoare în prima noapte. Și da, treci, corpul nu mai înțelege nimic, trece de la o stare la alta și efortul fizic și psihic este încordat la maxim. Spuneai că ești veteranul acestei competiții și noi știm că tu ai fost și vicecampion. Vreau să te întreb cam cât durează să te antrenezi pentru o astfel de competiție și în ce constă antrenamentul, pentru că bănuiesc că nu este un antrenament normal la sala de forță. Este un antrenament cu totul special. Este un mod de viață, deci trebuie să-ți placă ceea ce faci. Este un mod de viață. Antrenamentul meu este prin ceea ce fac, prin modul meu de viață și cu antrenament foarte mult fizic, cu foarte multe ore de zbor, cu pregătire tehnică. E un concurs tehnic, nu numai de forță, de decizii, cum a fost și anul ăsta. Am fost selectați 31 de atleți din toată lumea. Fiecare dintre noi aveam șanse mari și la început au fost răsturnări de situații în clasament, au fost cazuri de decizie foarte mari. E foarte important decizia, vremea e schimbătoare și e și o chestie de șansă, în primul rând. Ultima oară când am văzut aici la Antena 3, ai avut un dialog cu colegul meu, Adrian Ursu, și vorbeai despre acel record stabilit în Himalaya, la zborul cu parapanta. A fost Himalaya, a fost acum această competiție extrem de dură. Ce urmează de acum înainte? La ce să ne așteptăm? Da, mai am niște proiecte care o să le dezvăluiesc. La anul o să mă pregătesc pentru Pirinei. Până la Pirinei o să mai am niște proiecte care o să le anunț ulterior. Deci, chiar... Ești superstițios? Nu. Cum este în perioadele în care iei parte la aceste concursuri? Ții legătura cu cei de acasă sau, pe de altă parte, încerci să te deconectezi și să te dedici 100% în ceea ce se întâmplă acolo? Foarte concentrat. Este o etapă de echipă și pe această cale vreau să mulțumesc echipei mele, echipa României, care a fost din Adrian Miclea, Pochiu Adrian, Vlăduț, deci toată echipa care, Claudiu, deci toată echipa care m-a însoțit și m-au suportat, să spun așa, că încordările au fost la maxime, dar am fost cu o echipă
omogenă, o echipă compactă și am luptat până la capăt. Băieții au crezut în mine până la sfârșit și am dus drapelul cu, sper, cu demnitate. Spuneam puțin mai devreme că dintre toate cursele la care ai participat din această competiție, aceasta a fost cea mai dificilă. Ce a fost diferit în acest an? De la etapă la etapă, organizatorii au încercat să o facă mai dificilă prin punctele de control care ni le-au pus, cum a fost cursa anul ăsta puțin în zigzag, să coborâm din Austria în Slovenia, din Slovenia să urcăm în Germania. Deci nu puteți spune că ai fost avantajat în vreun fel sau altul pentru că ai mai luat parte în această competiție. În fiecare an sunt elemente noi, adică sunt elemente surpriză, noi, da, sunt elemente noi, fiecare atlet e foarte bine pregătit, necesită foarte multă pregătire înainte și eu am fost înainte în Alpi cu foarte multă pregătire, cu pregătiri tehnice, cu variante, luate multe variante în funcție de condițiile meteo, trebuie să te adaptezi foarte rapid, să gândești pentru cele 4-5 ore de somn care sunt noaptea, dimineața trebuie să, la 4 jumate, trebuie să iei decizia cea mai bună, dacă ai luat o decizie greșită, rămâi în spate. Toate fronturile de atmosferice care vin dinspre vest și dacă plutonul prinde vreme de o zi de vreme bună în față, e foarte greu de prins acel pluton care se desparte. Spuneai puțin mai devreme că pentru tine este un mod de viață și este evident, pentru că mă gândesc că nu ai cum să faci performanță altfel doar dacă te antrenezi din când în când. Și sunt curioasă, cum arată o zi din viața ta în momentul în care nu ești plecat la competiție, atunci când ești aici în țară? Da, depinde de perioada anului. Acum vara o să fac foarte multe zboruri de cross country, zboruri de bivouac se numesc, aterizez în locuri diferite, trebuie să fac orientare, să ies cât mai aproape de un loc de spre civilizație sau un loc de decolare pentru a doua zi și asta poate necesită să fac mulți kilometri pe jos. Pot să zbor sute de kilometri într-o zi foarte bună de zbor. Particip la maratoane montane, iarna fac ski de tură, ski alpinism, alpinism. Deci, fac... Cu siguranță nu este o zi în care să stai degeaba și să nu faci mișcare, nu? Nu. Mulțumesc foarte mult, te felicit încă o dată. Ținem public, sunt ferm convinsă că vom mai avea ocazia să discutăm despre performanțele tale. Mulțumesc mult de tot.